că dacă eu sunt împotriva sufletului meu, automat intru în suferință. Și atunci eu trebuie să văd ce vrea sufletul meu. Trebuie să văd ce mi-e folositor, ce mi-e util. Ei, în momentul în care, deci singurul moment în care realizezi că ești bine, este momentul în care ai atins ceea ce se numește pacea interioară. Momentul păcii interioare înseamnă că eu sunt în consens cu mine și cu sufletul meu. Și atunci, exteriorul, cu mine, cu sufletul meu, suntem unul. Deci, sufletul ți arată direcția. Sufletul ți arată direcția. Sufletul ți arată direcția și treaba ta este să-ți urmezi sufletul. Din păcate, legile umane, și mă refer la legi umane, mă refer inclusiv la legile ortodoxe. Legile ortodoxe nu sunt divine, sunt umane. Iisus, de la Dumnezeu, ne-a dat o singură lege. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Punct. Restul sunt legi umane. Dacă o lege de aia, din Pidalion, sunt vreo 600, intră în opoziție cu sufletul meu, treaba mea e să fac ce vrea sufletul meu, nu ce vrea legea ortodoxă. Asta n-au înțeles oamenii. Și asta n-au înțeles preoții. Pentru că sufletul este, de fapt, calea pe care mi-a făcut-o mie Dumnezeu ca să ajung la perfecțiune. Această cale poate să treacă și pe munți, și pe voi, și prin voi. Și atunci e treaba mea să-mi urmez calea sufletului meu, care nu e aceeași cu a lui, cu a ei. Calea sufletului meu e unică. De fapt, o să vezi că oamenii care sunt împliniți sunt oamenii care în realitate și-au urmat calea sufletului lor. Nu cei care au făcut ceea ce trebuia. Ăia sunt depresivi. Cei care fac ce trebuie sunt depresivi. Cei care fac ce zice societatea sunt depresivi. Cei care fac ce zice biserica sunt toți depresivi. Oamenii împliniți, spiritual, emoțional, profesional, sunt cei care au ales să facă calea sufletului lor. Cum ascultăm vocea sufletului? Că de multe ori intervine rațiunea și avem acolo o schismă. Problema este foarte simplă. Nu poți să mergi nici numai după calea sufletului. Era un călugă care spunea frumos și era creștin. Spunea, sufletul fără minte e prostie. Mintea fără suflet e mândrie. Și atunci, da, îmi urmez sufletul, dar mintea mi se dă de Dumnezeu special ca să învăț să găsesc calea optimă către sufletul meu. Adică, da, vreau să urc munții, că așa îmi dorește sufletul. Perfect. Bă, dar nu mă urc pe trasee de alpiniști, că îmi rup capul. Mă duc și eu pe unde e nivelul meu. Da, îmi place să mă dau cu skier, dar sunt începător. Nu mă dau pe traseu negru. Mă dau și eu pe trasee de începători. Adică rațiunea trebuie să vină să găsească modalitatea optimă de îndeplinire a dorințelor sufletului. Pentru mine. Deci când îți calci pe suflet, nu ești pe calea ta. Nu, când ți-ai călcat pe suflet, înseamnă că ai făcut un compromis și înseamnă că, ba din contră, în momentul în care îți calci pe suflet, înseamnă că te opui lui Dumnezeu. Dumnezeului din tine. Adică dacă eu simt să mă duc un loc și nu mă duc, am greșit. Și după aia te întreb, dar de ce? Pentru că ești în afara căii tale spirituale. Calea ta spirituală ți-e dată de suflet. Este adevărat că la ora actuală e foarte ușor să fie informat sufletul și mai știu eu ce. Dar nici măcar asta nu se poate întâmpla fără voia Dumnezeu. La un moment dat aveam o discuție așa, să e partea deschiză, da? Cu șeful și spuneam, dom'le, dar sunt foarte mulți indivizi care pot să influențeze sufletul. Și răspunsul a fost așa. Nimeni nu poate să influențeze nimic dacă nu vreau eu. Și de ce e îngăduit? Eu. E îngăduit. De ce? E îngăduit tocmai pentru că există momente... Nu, există momente în care trebuie să te duci câși într-un loc, îți iei informația acolo și după aceea te duce înapoi Dumnezeu pe calea ta. Deci, nu orice deviere de la calea spirituală este negativă, se poate întâmpla să te duci, să zicem, mai un traseu, da? Dar pe traseul ăsta e ceva pe care trebuie să-l vezi. Când am fost pe Camino a doua oară, n-am mai urmat Camino ca pe prima oară, în sensul că am mers pas cu pas după săgeată. Ajungeam în oraș și vedeam ce e în jur pe aici. Păi merită văzute astea. Și ne-am creat un propriu camion. Adică ne mai duceam și la cetatea. Și surprinderea mare a fost când am ajuns într-o cetate unde am simțit efectiv că fusesem. Simțeam și evident momentul în care ai trăit într-un loc îți iei sufletul din acel loc și te încarci în acel loc. Și atunci câteodată calea ta spirituală poate să iasă un pic de pe traseul tău, dar până și asta poate să fie cu voia lui Dumnezeu. Alte legi spirituale importante de care trebuie să ținem cont?
legea karmei. Și aici mă refer că multe dintre cauzele suferinței se datorează karmei personale și de neam. Se datorează faptului că în relații putem să preluăm din karma de neam a partenerului. Adică noi nu suntem singuri. Noi nu suntem singuri și vrem, nu vrem, strămoșii noștri sunt conectați la noi și automat ei ieșeau din suflet și din lumina noastră pentru că au nevoie de ea. Asta se explică că chiar dacă nu faci probleme mari, la un moment dat poți să pierzi din suflet și atunci pierzi din potențialele divine, pierzi din drepturile divine, pierzi din tot ce înseamnă drept la iubire, la bani, la sexualitate, la bucurie, la excursie, la absolut orice. Tot ce înseamnă pozitiv este înscris în suflet. Și asta pentru că, în realitate, tu ai pierdut din suflet ca să susții emoțional strămoșii tăi care nu sunt liniștiți. Și atunci, vrei, nu vrei, dacă nu cunoști aceste legi ale karmei și ale faptului, în ortodoxie li se spune păcatele de neam. Dacă nu începi să rezolvi problema asta, o să ai niște strămoși care sunt neliniștiți, o să ai niște copii avortați din familie care se răzbună pe copiii tăi, pe tine, pe așa, o să ai probleme emoționale, da? Pentru că fiecare karmă, că e de mamă, că e de tată, evident că influențează o anumită componentă. Dacă e vorba de karma de pe tată, îți afectează voința și capacitatea de a determina, deci în momentul în care există o karmă de pe tată, aia influențează mai mult fetele, dar și meridianul yang, adică tot ce ține de voință și capacitatea de a determina, în momentul respectiv nu ți iese nimic. Uh-huh. Și sunt copii care sunt blocați. Și zice, ăsta al meu nu face nimic. De-aia drăguțul nu face nimic, nu pentru că nu poate sau că n-ar vrea, ci pentru că pur și simplu nu ăsta karmic care vine de pe familie atât de mare, încât el este ca într-o bulă neagră și de acolo nu se mișcă și stă acasă frumos la televizor. Cum anihilăm acest nor? Există o modalitate, mă rog, pe net un maestru de-al meu a făcut un filmuleț care se cheamă Plăți Karmice. Și acolo vedeți. Dar există o grămadă de ritualuri ortodoxe prin Reiki sau prin alte științe care pot să rezolve problemele karmice. În psihologie au apărut constelațiile familiale ca formă de deblocare a karmei de neam. Deci, ce ține de ortodoxie? Mă refer la liturghii, pomeni, daruri la altar, rugăciune, post, toate astea sunt formă lumânări, sunt formă de sublimare a energiei și de plăți karmice. Adică poți să lucrezi foarte mult și dacă vrei. Știți, eu am observat oameni și am avut elevi care au venit de la minus. Deci efectiv de la minus 40, adică de ea negri. Adică beneficitatea lor era minus 40. Adică eram răuți. Dar răuți pentru că avuseseră niște vieți grele, pentru că ei ca fond erau răi, ci pentru că pur și simplu viețile lor trecute i-a dus la acel nivel. E, cine vrea să urce, cine vrea să schimbe, cine vrea să plătească, o face. Din păcate, oamenii se lălăie. Fac o lună, două, se simt mai bine, uită, iar șofură, iar... Și am oameni care vin după 10 ani și nu și-au rezolvat foarte mari lucruri, pentru că dacă au fost bine, nu e interesant. Cum știu că m-am eliberat de acest nor karmic? Deci senzația este extraordinară. Adică în momentul în care te-ai eliberat de nor karmic, e ca și cum ai fi avut agățată pe tine vestă de 10 kg la mâini, la picioare, deci numai greutăți și dintr-o dată zbori. Adică senzația este fantastică. Pur că începi să-ți iasă lucrurile. Adică de unde nu-ți ieșea nimic, începi să-ți dorești. E, faci aia și bang și apare. Există o modalitate. Vine cineva în viața ta. Apare o oportunitate. Apare o oportunitate la care nici măcar nu te-ai fi gândit, că asta este frumos. Nu că determini tu. Că asta, da, că îți apare o oportunitate la care nici măcar nu te-ai fi gândit. Luăm o scurtă. O altă lege importantă care ar fi? Ar fi legea oglindirii, principiul oglinzii, legea rezonanței. Adică, știți, poporul ăsta român, pe mine nu citează să mă uimească, îl bălăcăresc eu, dar să știți că are o înțelepciune de stămintea în loc și are principiul ăla. Banul la ban trage și păduchele la păduche. Bă, este adevărat. Și de ce? Pentru că în universul ăsta, când a fost creat universul ăsta, a fost creat efectiv pe principiul ăsta. Când a apărut teatrul grecesc,
a apărut ca o formă de a satiriza defectele umane. Adică, apărea pe scenă avarul, etc. De ce? Ca omul, văzându-se pe sine, noi nu ne vedem pe noi, noi nu vedem bârna din ochiul nostru, vedem paiul din ochiul ăsta. Da? Dar văzându-se pe sine la, pe scenă, să conștientizeze defectul lui și să îl... Pentru că nimeni nu te poate schimba decât tu însuți în momentul în care conștientizezi că ai o problemă. Și așa a apărut teatru. Dar teatru n-a făcut altceva decât să copieze viața. Și planeta asta așa e construită. Tot ce întâlnim, întâlnim prin rezonanță. Și pe mine mă irită că se mai, că mai merge de la ideea că copilul este, este, cum să vă zic eu, săracul nevinovat și părinții sunt vinovați de traumele copilului. Nu e adevărat. Din păcate, noi vedem de undeva. Deci, faptul că tu te naști nu e un T0. Asta este o consecință a unor acțiuni ale tale din trecut. În momentul în care privești lumea așa, realizezi că tu te-ai născut pentru că, în realitate, ți-ai părinții ca oglindă. Tu ești ca bărbat, cum e tatăl tău, tu ești ca femeie, cum e mama ta. Și atunci, degeaba dai vina pe părinții tăi că sunt răi, că din cauza lor tu n-ai putut, tu n-ai făcut, tu n-ai avut, tu așa. Pentru că, în realitate, tu te învinovățești pe tine. Tu ești, tu în familie ești ca la teatru. Ce se întâmplă în fața ta, cum se poartă tata cu mama, mama cu tată, tată cu copiii, cu frații, mama cu copiii, cu frații, cu părinților, ăla ești tu. Tot ce judeci, judeci la tine. Ei, în momentul în care înțelegi treaba asta, încep să iau înapoi defectele. Pentru că noi proiectăm defectele pe ceilalți. Tata e de vină, mama e de vină, eu n-am putut pentru că, eu n-am făcut pentru că... Dar și partenerii, nu numai părinții. Și după aia treci în relația de cuplu. Și în relația de cuplu, cine e de vină? Celălalt, da? Dar în realitate, în relația de cuplu, apare oglinda. Și tu în celălalt vezi propria ta oglindire, propriile tale defecte. Aceste legi, dacă le aplicăm în viața de zi cu zi, ne schimbă cumva destinul? Ne schimbă cumva viitorul? Absolut da, pentru că se întâmplă următorul fenomen. Ai o relație, ai niște probleme, pleci, intri în altă relație, ajungi la aceleași probleme, pleci... Se repetă. Și se repetă. Și intri în chestia asta, repetit, în jocul ăsta. Și în realitate problema nu e în exterior, problema e în tine. Problema este că tu, la nivel interior, de la nivel interior, îl pui pe ălalt în postura respectivă. Adică, paradoxal, dar de multe ori noi, cu defectele noastre, creează realitatea noastră înconjurătoare. Și chiar dacă, adică cum să zic eu, pot să iei un om să fie cel mai bun om și eu îl pun în postura de a greși, pentru că eu am de învățat iertarea, de exemplu. Dar e greu de acceptat asta foarte pentru greu. Mulți. Nu, pentru că întotdeauna ceilalți sunt de vină. Eu nu mă întreb ce din mine l-a făcut pe celălalt să poartă așa cu mine. Nu, eu zic, nenorocitul ăla. Eu nu i-am făcut aia, nimic. Eu nu i-am făcut nimic. Eu am fost cel mai minunat om. Eu n-am greșit cu nimic. În realitate, celălalt e de bine. Eu îți mulțumesc tare.